Vă salut și bine v-am regăsit! Cenușa de lemn. Ați fi surprinși să aflați cât de benefică poate fi pentru grădina noastră de legume. Haideți să începem! Folosirea cenușii în grădină aduce beneficii atât plantelor cât și solului. În primul rând, cenușa este un excelent îngrășământ natural pentru plantele noastre. Ea conține mai mulți nutrienți esențiali pentru plante, cum ar fi potasiu, calciu, magneziu, fosfor și altele. Dintre acestea, potasiu și calciu sunt în cantități mai mari, ambele elemente fiind esențiale pentru creșterea și dezvoltarea optimă a plantelor. Printre rolurile potasiului în plantă se numără creșterea conținutului de zahăr în fructe, adică vom avea fructe mai dulci, crește rezistența plantei la boli, reglează pierderile de apă din plantă, ajută la acumularea amidonului în cartofi, etc. Calciul, printre altele, ajută la dezvoltarea rădăcinilor, la o creștere vigoroasă, rezistență la cădere și frângere și rezistență la factorii de stres. Totodată, cenușa ajută și la îmbunătățirea structurii solului, permițând o mai bună drenare și retenție a umidității. Ajută la menținerea unui pH echilibrat al solului, ceea ce este crucial pentru o creștere sănătoasă a plantelor. Pe solurile foarte acide, pentru creșterea pH-ului, se poate folosi cenușă în cantități mari, astfel înlocuind cu succes dolomita sau varul. Ca și aplicare, aplicarea se face direct pe sol, prin presărarea unui strat subțire de cenușă în jurul plantelor. Putem aplica cenușa la ceapă, usturoi, roșii, ardei, vinete, rădăcinoase, doar să aplicăm cu moderație. De evitat aplicarea cenușii la plantele iubitoare de un pH foarte scăzut, de un sol foarte acid, de exemplu afinele. În rest merge cam la toate, chiar și la plantele care iubesc un pH ușor acid sau slab acid. Prin presărarea unei cantități mici de cenușă, aceasta nu va influența pH-ul sub nicio formă. Se poate aplica și toamna sau iarna, tot pe sol, urmând ca primăvara aceasta să fie incorporată la pregătirea terenului. O altă variantă este introducerea cenușii direct în compost, unde datorită proceselor de fermentație, duritatea crescută a acestuia este adusă în limite normale la un pH neutru. Se mai practică și varianta cu dizolvarea cenușii în apă. Se pune o cană de cenușă la 10 litri, într-o găleată cu 10 litri de apă. Se amestecă foarte bine, după care se udă plantele. Eu prefer metoda mea prin presărarea cenușii direct la baza plantelor. Chiar dacă în cenușă mai există și bucăți de cărbune, acestea nu sunt o problemă, eu îl aplic exact așa, fără să cern, iar în cazul în care bucățile sunt prea mari, acestea se pot îndepărta. Dacă vi se pare totuși că sunt foarte multe bucăți de cărbune, puteți să cerneți. Cărbunele, prin porozitatea sa, ajută la dezvoltarea microorganismelor din sol și totodată ajută la o retenție mai bună a apei în sol. Cenușa pe care o folosim trebuie să provină de la lemnul curat, adică lemn care să nu fie avut urme de vopsea, de lipiciuri, plasticuri și alte produse toxice sau care putea deveni toxice prin ardere. Pentru păstrare, după răcire, se poate păstra într-un recipient uscat care se închide ermetic până când vom avea nevoie de ea. O putem aplica fără probleme la intervale de 2 săptămâni, doar să ținem cont că aplicarea în cantități mari sau prea mari poate duce la alcalinizarea solului, ceea ce va duce la apariția de dezechilibre în plantă. La fel cum folosim orice, indiferent că este preparat în casă sau este cumpărat, totul trebuie folosit cu moderație. Dacă v-a plăcut acest material, vă invit să dați un like, eventual să vă și abonați canalului pentru alte videouri la fel de interesante. Iar până data viitoare, vă doresc recolte bogate și numai bine!